avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, dar nu mă duce acum oarecum până la Cancun. Bine că s-a rezolvat situația. Vedeți, românașii noștri, ăștia cu care ne mândrim, ori înspăimântat tătă partea mexicană cu jafurile la bancomate și când s-au dus românii cinstiți în vacanță, în concediu, să spargă niște bani pe meleaguri străine, ori fost primiți cum ori fost primiți, sechestrați și așa mai departe. Bine că s-a rezolvat situația. Știu că e început de weekend, știu că vă trece până cam, mă, hai, unde să mă duc astea două zile? În Zanzibar, în Cancun, în... Stați pe zonă că e mai bine. Refugiați-vă aici pe canal, relaxați-vă aici pe canal. Bună dimineața și mulțumesc de urmărire. Mulțumesc pentru faptul că ați dat curs clopotului, clopoțelului care a sunat de dimineață și ați intrat aici. O cafea de la Robert. Site-ul buymeacoffee.com/nicu vende funcționează și Robert mi-a dat o cafea în această ceașcă, cum îi se spune în Ardeal, finjie sau finje, dacă ești grăbit. Mulțumesc frumos pentru cafea, să o savurăm și să demarăm. Bem cafea la domiciliu. Am merge un pic și la restaurant, că vremea e bună, dar unde? Că suntem în scenariu roșu, nici măcar în ăla galben, unde să te duci în restaurant? Mergi la restaurant, ți-i și dor. Te visezi noaptea stând comod acolo într-un scaun la masă cu cine ți-e drag. Vine chelnerița, îți dă meniu. Pentru început ce cer? Două ape, la care chelnerița zice de la apele române. Da, da, chelnerița e tot acolo la apele române. Se gândesc și ăștia să o promoveze, să o facă șefă, nu numai inginer, pentru că între timp a învățat cum să calculează area unui triunghi, dacă învață cum să calculează și perimetrul, ne-am scos. Asta este, domne, pe ăștia avem, cu ăștia defilăm. Pregătiți, nepregătiți, ocupă niște funcții. Nu vedeți că și în coaliție, au trecut abia o lună de când s-a format guvernul și deja apar frecușuri. De exemplu, domnul ministru de la Sănătate, Vlad Voiculescu, e contestat amarnic, chiar și domnul senator sau deputat parlamentar, oricum de Alba, domnul Florin Roman, a zis, zice, domne, Nelu Tătaru știa cu ce să mănâncă ministerul ăsta. Vlad Voiculescu, nu prea. No, acum să vedem. O lună de coaliție și deja doresc remaniere. Cum e asta, mă? A trecut luna de miere, urmează luna de remaniere. Așa e și în căsnicie, la început, iubire mare, jujuleală, chestii și după aia vezi că, bă, dar tu nu știi să schimbi o priză. Lasă că nici tu nu știi să faci supă cum făcea mama. Bă, dar tu nu duci gunoiul. Lasă că nici tu nu știi să-mi calci blugii. Și așa e. Ca într-o căsnicie care la început scârție, așa e și în coaliție. Să se remanieze, vorba lui Caragiale. Să se remanieze, zic, dar să știm și noi. Săracul Vlad Voiculescu a fost odată ministru la Sănătate, într-o perioadă grea. Iarăși a dorit mandat, iar odată de gard. Ce să facem? Nelu Tătaru pare mai pregătit ca niciodată. Nelu Tătaru care a zis, zice, eu totuși sunt medic, el este economist. El face economie, eu nu fac economie, când e vorba de sănătate. Nu știu ce-o ieși. Vă dați seama, e un departament sensibil, un cabinet sensibil, un portofoliu sensibil sănătatea. Toată lumea se așteaptă să se întâmple ceva peste noapte. Din nefericire, peste noapte se întâmplă numai incendii pe spitale, că ori descoperi la Balș. Sănătate multă. Ce-ori descoperi la Balș, domnule? Că anul trecut, în plină pandemie, până iunie, spitalul a achiziționat 3 iPhone 11, telefoane de ultimă generație aproape, și un laptop de gaming. Un laptop cu 2700 de euro. Un laptop de ăla pe care te joci. Laptop de gaming. La Institutul Balș, la care a fost Bocăna săptămâna trecută. Și-au luat în plină pandemie, pentru spital, pentru nevoile spitalului, laptop de jocuri. Laptop de jocuri, mă, ca așa-s ei. Să joacă cu sănătatea noastră, să joacă cu zilele noastre, să joacă cu analizele noastre, să joacă cu destinul nostru. Și atunci, ca să se joace mai bine, să ajungă la next level, la un alt nivel, și-au luat laptop de gaming. Ce-i trebuie chelului? Tichie de mărgăritar. Ce și-au luat ăștia? Laptop de gaming, mă, nu-li rușine. N-avem în spitale ce ne trebuie, n-avem, deși Balșu, Matei Balșu, repet, din ce știm, din ce se spunea, era sau este cel mai aprovizionat cu bani de la stat spital din România, da? Laptop de gaming, mă, nu-i lor rușine să-și ia laptop de gaming.
Se joacă cu destinele noastre, se joacă cu viața noastră și au zis să o facă într-un mod profesionist. Hai să ne luăm și un laptop. Că timp au destul acolo în spital să stea pe laptop și să se joace. Cafeaua bună s-a primit azi pe buymeacoffee.com/nicubendea de la prietenul meu Robert, pe care îl salut și căruia urez un weekend de milioane. Între timp s-a actualizat și o listă, s-a actualizat lista țărilor cu potențial risc, țărilor cu risc, din care dacă vii trebuie să-ți faci test PCR și mai mult trebuie să stai 12 zile în carantină dacă nu ți-ai făcut test. Deci vii din țările alea, stai 12 zile în carantină. Asta este, nu ne lăsăm, treaba merge bine, așa durează, bravo, bravo. Durează și obturează. Asta e când filmezi în aer liber, nu trebuie să ai pretenții la nimic. Îmi scria cineva ieri la comentarii, zice, unde filmezi, în port? Că parcă am auzit un iaht care a venit să ancoreze. E, frumos ar fi undeva pe o costă, pe o insulă. Asta e, cum e, așa e, mergem înainte. Deci, dacă vii din Aruba în România și n-ai test negativ PCR, stai 12 zile în carantină. Mă adresez pe această cale poporului arubez din insulele Aruba. Aveți grijă. Da, după aia am stat un pic și m-am întrebat ce ar căuta unul din Aruba la noi în țară. Aruba e o insulă frumoasă, plină de țiței. În Aruba, venitul pe cap de locuitor, venitul mediu e de 25.000 de dolari. Și am zis, nu veniți atunci în țară, că aveți bani de spart în România. Vă arătăm castelul lui Dracula, vă arătăm mai multe chestii, numai veniți cu banii din Aruba. Și vă mai zic o chestie, sunteți voi pe lista roșie cei din Aruba, dar dacă la graniță, la vamă, ziceți că sunteți din Curaçao, nu faceți niciun test PCR, da? V-am lămurit, arubez dragi, v-am lămurit, că nu vă lămuresc eu. Cafea bună, mulțumesc! Vine weekendul, trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim în formă. Auziți, un sfat, o rugăminte, dacă tot aveți timp acum. Codrin Ștefănescu a făcut un apel pe Facebook și îl duc și eu mai departe. Și că domnul Dragnea e cu psihicul la pământ, e deprimat, e năcăjit, e amărât, e vai de Irina lui. Și domnul Codrin Ștefănescu a zis, oameni buni, români dragi, scrieți-i scrisori acestui mare patriot al neamului. Scrieți-i scrisori prin care să-l încurajați pe domnul Liviu Dragnea. Adresa e simplă. Rahova, e acolo, la corporație la Rahova, șoseaua Alexandriei, numărul 154. Vedeți, el fiind din Teleorman, s-a cazat pentru o vreme pe șoseaua Alexandriei. Să nu uite și el cum era în da. Scrieți-i de bine, scrieți-i, trimiteți-i scrisoare, scrisoare ajunge, numai să nu puneți lame de rasă în ea, să nu puneți cartele pripeinea, da? Scrieți. Asta e, zice, domnul Dragnea, noi suntem sănătoși, ceea ce-ți dorim și ție, dar cred că tu ești mai sănătos decât noi, că în închisoare voi faceți vaccinul înaintea noastră. Ai lăsat o țară ca afară, acum avem o țară ca înăuntru. Domnule Liviu Dragnea, sperăm că vei ieși curând și până atunci noi ne ocupăm de țara asta. Să vii tu, te rog, să preiei frâiere, că domnul Ciolacu nu m-aș bate joc și ăștia care conduc țara nu știu, nu se pricep. După ce o să ieși de la Mititica, ai prieteni care să te susțină să revii în prim plan politic. Trebuie un pic încurajat, de aia să-i scriem în scrisoare. De aia să-i scriem scrisoare și cu îndemnuri de bine, nu? Acum dacă îi trimiți la Rahova la om scrisoare, nu te-a pus să îl iei la mișto. Nu. Încurajări. Că... Uite, de exemplu, Alex Body, fostul viitor și finanțator al Biancăi Drăgoșanu, Alex Body, a stat el un pic la Mititica, dar a ieșit. Acum e în arest la domiciliu. Ei, în arest la domiciliu e altceva, omul se distrează. A tras un chef. Cum trage Alex Body un chef? Doar nu era să-l cheme Quartetul Transilvan, doar nu era să-l cheme pe violoncelistul Naidin sau pe Răzvan Suma, nu. A chemat lăutari. Le-a dat 20.000 de euro și a tras un chef în izolare cu lăutarii cunoscuți. Printre ei, Țancă Uraganu. Țancă Uraganu. No, ce bine e să fii în arest, în arest la domiciliu, în izolare la domiciliu. 20.000 de euro a dat. L-ar fi chemat și pe Vali Vigelie, dar el cânta în Zanzibar. Asta e, domnule, vedeți? Unii stau la Mititica, unii stau cu Mititica. O zi superbă vă doresc, weekend plăcut și să-i spunem la mulți ani
eternului Gică Hagi. Ei, când o mai avea noi un fotbalist de talia lui, o națională de fotbal, cum era aia în care el era capitan în anii 90, până spre anii 2000. Weekend plăcut, cu de toate, sănătate și numai bine. Pe luni la 10, de la 10 pe acest canal.